este căminul acesta cultural. Cu harul prea sfânt Duh, prin stropirea cu aceasta, cu sfințită și prin ungerea cu un de lemn sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În cea de-a doua zi de Paște, sute de săteni din comuna Ion Creangă au participat la inaugurarea celui mai mare lăcaș de cultură din județul Neamț. La slujba de sfințire a căminului cultural a participat, alături de consilieri locali și deputatul PSD Ioan Munteanu. Clădirea care adăpostește căminul cultural are la etaj o bibliotecă comunală, o sală destinată tineretului, una pensionarilor și cea mai încăpătoare sală de festivități. Inaugurăm astăzi, 2 mai 2016, unul dintre cele mai frumoase cămine culturale dintre comunele județului Neamț. După cum observați, el este format dintr-o sală de festivități cu 450 locuri pe scaune. În spatele meu este o sală pentru bucătărie sau pentru echiparea artiștilor. La intrare este un grup sanitar pentru bărbați, unul pentru femei. La ieșire pe stânga este alt grup sanitar pentru bărbați, pentru femei, un duș pentru bărbați, un duș pentru femei. La etaj cuprinde o bibliotecă comunală formată din 3 sări, un muzeu etnofolcloric format din 2 sări, o sală pentru tineret și o sală pentru pensionari, unde se găsește un televizor pentru urmărirea unui film, un calculator pentru un internet și jocuri de societate, un șah, o remi și alte jocuri. Venit să susțină colegul de partid, deputatul Ioan Munteanu a ținut să atragă atenția locuitorilor din comuna Ion Creangă că foarte puține comunități locale au dirijat în ultimii ani fonduri din bugetul local pentru un lăcaș de cultură. Astăzi, această sărbătoare foarte mare de la Ion Creangă s-a așezat mai bine cum nu se putea. Odată cu cea mai mare sărbătoare a Ortodoxiei, așa cum spunea patriarhul nostru, prea fericitul Daniel în pastorala de Paște. Ceea ce v-a spus domnul primar Plichici, nu e la nivelul la care trebuie spus. Nu știu câte, sau dacă mai e vreo comună în județul nostru, care a inaugurat în ultimii ani, repet, nu anul ăsta, o astfel de construcție, o astfel de un astfel de loc în care să se ofere de la copii până la pensionari, prin spațiile care sunt puse la dispoziție, totul. Este clar că e meritul primarului, a consiliului local, al dumneavoastră, al oamenilor din comună. De altfel, nu e o noutate, cu mai mulți ani în urmă, eram și eu mai tânăr inginer, coleg cu Petrică Plichici, veneam de aceste dealuri. Nu am văzut atunci asfalt pe ulițele sau pe străzele satului, nu am văzut multe lucruri. Un sobor de 4 preoți din parohiile comunei Ion Creangă a sfințit clădirea care adăpostește noul cămin cultural. Și preotul paroh al satului Ion Creangă, Mihail Buda, a subliniat importanța în viața comunității acestei inaugurări, care urmează unui alt eveniment local recent, acela de sfințirea drumului Crucii, unicat în România, care duce către dealul Muncelului, cel pe care au fost construite 14 troițe unicat. Pentru că în această perioadă, mai bine zis, s-au întâmplat două momente deosebite. Am avut șansa ca să sfințim către cel mai frumos drum al Crucii din toată zona Moldovei, exceptând Iașul. A fost o operă frumoasă, o muncă titanică. A fost un parteneriat între biserică și primărie. Și aș dori ca să mulțumesc în mod deosebit consilierilor de la primărie, care sunt direct așa atenta pastorala domnului nostru primar. Am reușit ca să ajungem aceste 14 troițe unicate. V-ați bucurat toți, ne-am bucurat și noi, pentru că am văzut, într-adevăr, că s-a materializat o idee la care de foarte mult timp speram. Pentru câteva ore, sau putem spune, pentru câteva zile, Biserica Ion Creangă și Comuna Ion Creangă a fost, cred că, prezent pe toate canalele de televiziune și cred că internetul a înflorit
cu satul nostru. Căminul cultural din comuna Ion Creangă a fost ridicat în totalitate din fonduri de la bugetul local. Sala de festivități va putea adăposti toate petrecerile din comună și spectacole locale și ale unor artiști aflați în turneu.